În România, un copil dispare odată la 3 ore. În acest moment, peste 300 de copii sunt de negăsit. La fel s-ar fi putut termina și povestea Iuliei, iar acesta trebuie să fie un semnal de alarmă. Se poate întâmpla oricând. Când mama Iuliei suna la poliție pentru a anunța dispariția fiicei sale, copila urca într-un microbuz spre Piatra Neamț. De acolo, în miez de noapte, ar fi pornit pelerinajul Iuliei spre locurile sfinte, unde și-a căutat liniștea. O copilă de numai 15 ani, singură, la sute de kilometri distanță de casă. Am simțit totul cu inima de tată, vă spun. Deci am avut momente când am plâns că nu mi-am dat seama unde e și ce se întâmplă cu ea. Singurii care pot da sfaturi unui minor sunt părinții. Nici de cum un părinte care se numește duhovnicul unui minor. Un părinte spiritual și altul biologic. La mijloc, dorința unei tinere de 15 ani de a-și găsi liniștea, departe de casă, la o mănăstire din Suceava. Acolo le-ar fi spus polițiștilor că a poposit în cele 4 zile de libertate, cel mai probabil la Dorna Arini. Nu se confirmă prezența Iuliei într-o mănăstire din județul Suceava. O spune însă Iulia în fața polițiștilor. Lăcașul este unul din cele peste 100 pe unde au trecut polițiștii în căutarea fetei. Aici Iulia s-ar fi rugat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Da, a fost poliția de aici, am dat o declarație, cum că nu, fata n-a fost aici de la noi. Ieri am avut slujbă de noapte, am terminat la 4 la 5. Un credincios s-a spus că a văzut-o aici închinându-se. A fost aici sau nu a fost? Nu a fost. Mănăstirile din Moldova au fost sigur destinația Iuliei pentru că își dorea să le viziteze. Din gara de la Piatra Neamț, unde microbuzul ar fi lăsat-o joi dimineață, tânăra ar fi putut merge oriunde. Sigur este că la întoarcere, un călugăr a însoțit-o în gara din Suceava. Un preot în vârstă de până în 50 de ani, care a condus o fată, a stat 3-4 minute cu acea fată, internaționalul urma să plece. Cum s-a urcat în tren? Acolo nu este poliție în gară? Deci, poliția trebuia să o găsească. Emisiunea polițiștilor să dezlușească acum traseul Iuliei, dar și un șir de întâmplări care i-au ajutat fuga. În București, de la o casă de amanet, fata ar fi făcut rost de bani pentru călătorie. Chiar dacă era minoră, Iulia a primit 800 de lei pentru telefonul pe care l-avea și pentru lănțișorul ei de aur. Casa de amanet nu avea însă voie prin lege să-i primească bunurile. Nimeni nu s-a gândit însă că fata a fugit de acasă. De la casa de amanet, Iulia a căutat o mașină care să o ducă în Moldova. I-ar fi spus duhovnicului ei de mai multe ori că vrea să se călugărească. Întotdeauna spovedania Iuliei avea loc aici, în fața icoanei, cu mamă și bunica la 2 metri din spatele ei. Și lucrul acesta este evident că nu venea singură la spovedici. Poate un telefon, poate un telefon, aveți grijă de fată. Era bine. Mă rog, așa pentru o atenționare câtuși de puțin. Nu putea să spună mai mult decât s-a plâns fata, dacă s-a plâns cu ceva. Nu putea să-i spune pentru că spovedanie-i spovedanie. Nu vreau să stau de vorbă cu duhovnicul Iuliei. Am o oarecare supărare pentru că dacă a primit, am spus, este un copil minor, dacă a primit un mail în care îi se semnalau ceva, din punctul meu de vedere trebuia să anunțe familia. Iulia a fost găsită la timp sau a decis la timp să se întoarcă acasă, la viața ei de până acum, la familia ei. Acum, mama, tatăl și bunica sunt cei care trebuie să-i acorde Iuliei timpul și înțelegerea de care are nevoie.